Azi mă voi transforma în lup, dar nu doar într-un lup obișnuit. Voi deveni 5 tipuri diferite de lupi. Un lup normal, unul de cerii, un lup de foc, unul de gheață, unul de junglă și ultimul lup de lună. Și voi completa provocări speciale în joc pentru a debloca fiecare formă. Eu nu vă mai rețin și să înceapă aventura. Și aventura începe. Ia să vedem ce e acolo. A, ăla sunt eu? Dar de ce am coadă și urechi? What the hell? Ce se întâmplă? Bă, ia asta să văd și eu cum arăt. Ia uitați ce coadă am și uite și doi lupi aici. Cât de tari. Ia să vedem. Da, dar vreau să vă zic ceva. Nu sunt furry, ca să înțelegeți din prima. Vreau doar să mă transform în lup pe Minecraft. Și trebuie să merg, cred că aici unde arată semnul ăsta. Exclamări. Așa, ca să intri în formă de lup, îți cer 10 tokens. Ok, hai să vedem cum face rost de tokens. Cred că trebuie să mă duc aici, la acest domn cu cap de lup. Oh my god. Și trebuie să colectez resurse. Adică lemn? Chiar așa? Nu știam că dacă vrei să fii lup, trebuie să culegi lemn. Ok, cred că am luat destul lemn. Hai să merg aici să vedem unde mai... A, trebuie să iau și... De-astea? Seeduri? Ok, bun. Iar acum cred că trebuie să merg aici să îi le dau. Ah, perfect. Și îmi dă token pe ele. Deci de câte avea nevoie? De 10. Hai să vedem. Am 16. Foarte tare. Hai să îi le dau domnul ăsta și să mă transforme în lup. Hai. De ce nu merge? Așa, ia-le, ia-le. Bun. Și gata? M-am transformat în lup. Wow. Wow. Oh my god, și ce lup. Ia uitați-vă și voi cât de tare arată chestia asta. Ziceți și voi că nu merită un like. Ia uitați aici. Bun, hai cu aceea, ăsta e liderul. Bine ai venit, tinere cățeluș, sau ce scrie aici? Puișor. Așa. Și mă pune să mă lupt cu niște monștri în cealaltă parte a mapei. Și mi-a dat o super putere de a mușca. O abilitate. Ok. Mamă, cât de tare e chestia asta. Acum o să mă duc să caut zombii, monștri, să-i mușc. Ca așa a zis. Ok. Ok, se pare că trebuie să merg aici. Uite-i aici. Vino cu aici. Dar trebuie să-i mușc. Vino cu aici. A! Nu, 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 nu. Ia să mă dau eu așa să-i mușc pe toți. Plecați de aici, zombii. Urâți. Ia uite cum îi mușc eu pe toți. Ia uite, ia uite, ia uite. Ia uite, mă. Doi dintr-o mușcătură, cum se zice. Aolo, 5, câți au fost? Trebuie să mă întorc. Cât de tare e chestia asta. Ce mai vrei de la mine, domnule lup? Foarte bună muncă, tinere cățeluș. Sau ce zice ăsta, pap? Pap înseamnă... Mi-a mai dat alt atac, swipe. Ce-i asta? Se dau cu gheara. Oh my god. Iar trebuie să donez 10 token aici. Foarte tare, ia să vedem. Oh, oh, ce mai îmi dă? Mi-a mai dat o super putere, dar nu știu ce înseamnă. Switch form. Ah, să-mi schimb forma. De la lup către normal. Wow. Și gata. Și acum iar înapoi în lup. Ok, hai să merg aici că văd că apare un semn din ăsta al exclamării. Ok. What do we have here? Ce avem aici? Un tiner puișor? Ok. Ok, aici avem mai multe părți ale mapei, să zic așa, în care trebuie să fac anumite chestii. Nu știu, probabil să strâng bănuți, să omor zombii și toate chestiile de genul ăsta ca să avansez. În fiecare teritoriu, deci sunt 1, 2, 3, 4 teritorii și în fiecare teritoriu din ăsta... Trebuie să completez acea statuie de lup, să zic așa. Ok? Prin bănuți. De exemplu, uite. Mă trimite aici la asta să-i dau tokenuri. Am 16 tokenuri, ok? Eu o să dau aici și ia uitați cum se umple barea aceea. Trebuie să umplu toate statuile astea de pe fiecare parte a mapei, să zic. De exemplu, aici este snow biome, să zic. În partea cealaltă era nether. Și da, toate chestiile astea. Deci, presupun că o să trebuiască să fac chiar rost de lemn.
Și să culeg bulgări de zăpadă. Ok, deci am 56 de bănuți, s-ar putea să se completeze până la final. Hai, du-te. Haide, încă un pic. Da, cred că se duce până la final de data aceasta. Am terminat prima zonă, să zic așa. Oh, și am devenit lup de gheață. Cât de tare chestia asta. Mamă. Și după... Deci nu o să credeți la Nether, nu știu ce o să-mi dea. Mamă, deci e genială chestia asta. Știți vorba aia, aruncă-mă lupilor și mă voi întoarce conducând haita, ceva de genul ăsta. Ah, îmi face un test aici. Hai să vedem ce pot face eu cu această putere. Mamă, merg pe apă, cât de tare. Oh my god. Ce faci, boss? Gata, m-a pus la test. Cam la asta mă ajută puterea. Deci uite că înghesc... A, și după aia și mor. Cât de șmecherie. Cât de șmecherie chestia asta. Trebuie să mă întorc și să deblochez altă zonă. Și o să-mi dea alt loop. Asta e foarte tare. La care să mă duc? Hai să mergem la cea din Nether, că mi se pare foarte tare. Și să vedem ce trebuie să fac și aici. Ce trebuie să mai culeg. A, trebuie să-i dau tokenuri. Și la fel trebuie să umplu acea bară de jos. Dar acum am foarte puține tokenuri. Ok, cu 114 bănuți ar trebui să se cam umple asta. Hai, te rog. Umple-te. Cred că se duce până la capăt și deblochez o nouă formă de lup, cred. Cel mai probabil așa ar trebui. Hai să vedem. Încă un pic și mi-au mai rămas și tokenuri. Ce tare! Acum sunt lup de foc, ia să vedem. Mamă, ziceți și voi că ăsta nu arată cel mai genial dintre toate. E și roșu, așa. Bă, dacă ar avea unul cu mov, că mie îmi place foarte mult culoarea mov, ar fi perfect. Ce trebuie să fac? Un fel de parkour? Ce e ăsta? Bine, nu prea e parkour. Trebuie doar să fug. Am terminat! Yay! Asta a fost testul suprem, să zic așa, la Nether. Îmi mai dă încă o abilitate, deci două noi abilități la fiecare loop, să zic așa. Ce a fost chestia aia, nu mă întrebați? Deci am completat-o pe cea de Nether, pe cea de foc. Hai să iau pe asta de junglă sau ce-o fi. Și m-am dus. Să vedem ce e în chestul ăsta. Lemn foarte bun. Niște materiale care probabil că o să-mi trebuiască. Dar având deja 38 de tokenuri, o să-mi fie mai ușor. Ia, ce cere? Pâine. Păi am... Câte pâine am? Unde-s pâinile, bă, că nu le văd. A, sunt în aici. 28 de pâini. Păi numai cu pâinile fac tokenurile. Ia, gata, 118 tokenuri din pâinici. Iar acum, unde este liderul ăla sau... A, uite-l aici. Ia, oh! Da, i-am dat tokenurile. Și sigur, o să se încarce 100%. Deci asta a fost ușor că am avut deja. Și plus că am avut o grămadă de pâini, le-am tot cules. Era pe aici, să vedem ce lup îmi dă. Și s-a încărcat și a treia... mapă, să zic, a treia statuie. Lup verde. Și am și un pui, să nu zici că am un pui cu mine. Nu. Mi-a dat iarăși o putere foarte tare. Deci e genială mapa asta. Am zis-o de 100 de ori, cred. A, mă pune să fac iarăși un race de ăsta. Ăsta o să fie mai greu, că mi-a dat timp 2 minute. Dar pot să zbor, măi. Mamă, cât de șmecheros. Asta chiar e fain. Nu. Păi ce ai făcut, bobiță? O să fie grea chestia asta.
Deja am picat și o să-mi ia ceva timp. Ok, deci trebuie să apăs de două ori ca să mă teleporteze așa oarecum. Dar dacă nu mă teleportează, adică mă teleportează în altă parte, eu ce fac? Uite, era să pic aici. Cât de greu e, bă, nu mai pot. Mamă, mi-e frică. Am ajuns. Deci nu te cred. Asta a fost cea mai dificilă de până acum. Nu vreau să mă imaginez cum e ultima, să-mi imaginez. Iar acum, ultimul teritoriu. Da, ultimul teritoriu ăsta cu Sherry. Sper să fie ultimul, că dacă nu, nu știu ce fac. Aș da pe inicile aici, dar nu cred că mai merge. Nu mai merge, trebuie să culeg bambus. Ok, cred că din bambus o să fac tot. Dar oare dacă folosesc o super putere aici, nu se duce pe bambusul ăsta? Nu. No. Genială chestia asta. Lupi roz. Măi. Am două stacuri de bambus. Cred că m-ar ajuta. Ce tare, pot să mă teleportez. A, nu, nu mă ajută prea mult. Și ai 6 doar. Măi, ce-i chestia asta? Hai să vedem dacă mai ajunge 107 la asta roz. Cred că ar trebui să ajungă, da. Parcă se încarcă și un pic mai greuț. Da, mi-a mai rămas doar 7. Și mi-a dat lupul roz. Nu-mi place. Place. Să vedem ce challenge mă pune să fac aici. A, zbor practic cu lupul ăsta. Un lup care zboară. Ați mai văzut așa ceva, mă? Cum zboară? Ia, nu cred așa ceva. Cum stătea? Ce face ăștia? Doarme aici? A, le dau viață, mă. Ia, uite, mă, le dau viață. Dar regenerează-te paștele tău. A, păi eu ce să vă fac, mă? Ce ați făcut aici? Ați hibernat? Bun, i-am înviat pe toți. Haita este mai puternică ca niciodată. Aul. Mai dăm o super putere, băi omulețule. Bun. Ce e asta? Ce se întâmplă? Am completat toate teritoriile, am ajutat lupi și tot felul de chestii, am cules bambus. Hai să vedem ce vrea lupul suprem. Wow, you have managed to master all the wolf forms. However, there is still one remaining, the moon. A wolf form. What? Mai e una. Hai că ajunge pentru ultima formă de lup. Și cred că este mov, adică culoarea mea preferată. Ei, nu te credeți, chiar mov era. Da, văzusem eu în trailer că e și un lup mov, dar nu înțeleg, deci culoarea mea preferată, știți că și la banner, și la avatar, am culoarea mov, așa că ia să vedem ce se întâmplă acum. Deci asta e puterea, mamă, chiar că e bestială puterea asta. Hai să vedem ce vrea să facă aici. Asta e de 3 minute, ăsta va fi cel mai greu. Ah, dar nu știu cum să fac, frate. E cam greu și asta. Ce se întâmplă, bă? Mă pune să trec peste toate. Cred că peste toate teritoriile. Mamă! Wow! Wow! Hai că am făcut-o.
Ce-am făcut, bă? Hai că am terminat-o. Wow. Wow. Terminam mapa, cred. Aolo, mă mai pune să faci ceva. Trebuie să-l faci pe nivele mai mari. Nu știu dacă se mai întâmplă ceva după ce ai deblocat toate formele de lup. După cum puteți vedea, le-am deblocat pe toate. Vedeți aici. Nu știu dacă ar mai fi ceva interesant. Asta era de la început. Asta era la Verde Forest. Da. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați de un like dacă nu ați dat încă până acum și dacă ați stat până aici. Vă mulțumesc foarte mult și ceau, fraților!